Salutare, Hutina și lor, și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Original. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere către canalul meu secundar, pentru că acolo postez episoade noi cu Granny Multiplayer în Roblox și alte joculețe. Și să nu uitați să mergeți și pe al doilea link din descriere, pentru că acolo este Instagramul meu și acolo vă fac tot felul de anunțuri, așa că rupeți și acolo butonul de follow. Și haideți să îi dăm biceane cu cotorânțeana asta, să vedem ce mai putem face, pentru că i-am făcut destule, frate, sincer să fiu, dar nu mă opresc. Îi apăs cu play și apăs cu continuă și cu continuă și dă-i biceane, frate Houdini, să vedem ce mai putem să-i mai facem la nebunatica asta. Sunt curios ce o să găsesc acum așa rapidianu. Haideți și urmează ziua 1. Ziua 1. Ăla-i ticule. Hai să mergem pe ea. Pe ea și pe mama ei, pe cotorânția, nu ne lăsăm. Ne trezim așa frumușel, buimăcițe așa din pat. Și vreau să-mi scrieți în comentarii, hudinașilor, ce știți voi că mai putem să-i facem la cotorânțeană, sau nu știu, ce vă gândiți voi că v-ar mai plăcea să mai vedeți, sau chestii de genul ăsta. Adică ce vreți să mai vedeți voi că îi mai facem la cotorânțeană? Aolo, și vine nebuna. Avem aici cleșteanu. Ok, hai să ne băgăm rapidianu puțin sub pătuți, pentru că o să vină nebuna. Deci să-mi scrieți acolo, nu știu, ce vreți voi, ce farse vreți să-i mai facem, cum să ne mai distrăm noi cu cotorânțeana asta nebunatică. Ia uite-o cum vine. Haide, hai dacă te ține grenioaro. Văd că s-a oprit acolo, nu prea o ține, s-o dea cu mine. Zic eu care sunt sub pat, frate. Am înțeles. Ar fi bine acum să iau ăsta, cred. Sau ba nu, hai să lăsăm aici. O să lăsăm aici cleșteanu. O să lăsăm aici cleșteanu și o să ținem în minte că este aici. Aoloc, a venit. Bă, ce ticăloasă, frate. Ce rapid m-a prins nemernica. Ai. Ziua 2. Hai să vedem ce facem pe ziua 2, că ziua 1 a fost cam pârjale. Încercăm pe ziua 2. Mamă, cum a venit nemernica, mă. Da. Hai că încercăm acum. Oricum, acum ai ușa deschisă. Deja știm chestia asta, așa că o să mergem. Opa, era să iau acolo. Ăsta cum se numește? Trepianu. Era să zic cleșteanu. Nice. Și hai să vedem ce e aici. Sunt curios ce-o fi lăsat aici cotorânțeana. Avem shotgun-ul, adică bucata de shotgun. Și ia să vedem dacă la Teddy este ceva, nu este absolut nimic la Teddy. Ok, anu barosanu. Sper să nu vină nemernica după mine, nu vine. Ok, putem să ne facem treaba în liniște. Nice, hai să vedem dacă găsim câte ceva și pe aici prin camera secretă. Sau să vedem ce se află la corb. Ia să vedem ce o pus aici la corb. Ok, deci avem telecomanda de la ușa baricadată. Hai să dăm și ăsta la o parte, ușa asta să o deschidem. Bun, pe aici nu-i absolut nimic. Nice, Rino. Deschidem și dulapul. În dulap nu este nimic. Deci cu camera asta putem să cam încheiem acum. Ok, anu barosan, nu. Mergem mai departe. Acum am putea să mergem... Oh, nu. Bă, cât de deșteaptă cotoroanța asta, mă. Bă, cum o simțit ea, mă, și-o venit, mă. Mamă, că n-avem noroc deloc. Deci, hudinașilor, deja suntem pe ziua 3. Ghișe, frate, cotorânțeana vine și ne dă bastârcă peste freză imediat și suntem pe easy. Vă dați și voi seama cum e pe hard sau pe, nu știu, mai greu, intermediate sau nu mai știu ce nivele sunt aici. Ok, hai să ne uităm rapid în băiță să vedem. Nu-i nimic, în WC-ul nu-i nimic, în vană nu-i absolut nimic. Ok, anu barosan, nu. Mergem pe aici și ea, deschidem ușița, închidem asta repede, avem bateria acolo, o să ținem minte. Ok, nice, bun. Hai să ne tirăm acum pe aici, pentru că mi-am amintit că nu am verificat sertarele astea. Nice. Și avem o bujie. Hai să luăm bujia. Avem și bateria. Mergem să le punem la mașinuță. Deci avem și bateria sus. Nice. Imediat ajungem la mașinuță să punem bateria. Izileanu, opa, o lăsat. Bă, dar mie nu vine să cred, frate. Deci așa ceva e imposibil, vere. Deci cum să dau de Granny imediat ce am ieșit? Bă, frate, deci nu știu, ceva se întâmplă cu cotoranța asta. Deci ceva se întâmplă, frate, e prea dubios.
nu are cum să se miște în halul ăsta de rapid. What? What? Nu mai putem să facem nimic, frate? În fine, important e că am acum bujie acolo. Deja mi-a dat sângele pe fățău. Hai să mai încercăm o dată. Luăm și noi bateria. Bateria nu era pe aici? Pe unde naiba era bateria, frate? Uite aici bateria, ok. Băgăm bateria la mânoc. Și ne tirăm acum rapidianul pe aici. Și încercăm să mergem să punem bateria și bujia. Asta dacă o să avem noroc. Hai să dăm ăsta pe jos pe aici. Bun, ok, Anu Barosano. Acum o să vină aici Granny, sper. Și noi putem să mergem să punem bateria și să punem și bujia. Trebuie să avem mare grijă să nu dăm astea pe jos. Avem și benzina aici. Ok, Anu Barosano. Deci momentan o ducem destul de bine. Facem așa. Aolo, că am făcut și gălăgie. Nu mai ducem chiar așa de bine precum am crezut. Trebuie să avem mare grijă. Acum o să vină nebuna asta. Hai să vedem dacă este ceva aici. Nu este absolut nimic acolo la mașinuță. Pe aici nu este nimic, pe aici nu este nimic. Ok, acum o să vină cotorânțeana. Ce facem noi? Ce facem noi în această situațiune? Hai să vedem, vine sau nu vine? Ia uite-o cum vine, mă, Speedy Gonzales. Vino după mine, nebuno. Vino după mine dacă te ține. Ia să vedem, o dăm cu Granny pe aici? No, o dăm, mamă, cum se întoarce, mă. Bă, ce ticăloasă e, mă. Bă, deci o joacă destul de bine Granny. Ia uite-o, ia uite-o cum se întoarce, frate. Mamă, deci trebuie să fii la limită. Mama mea, cum mă fugărește. Deci parcă îi tot mai deșteaptă pe zi ce trece, frate. Hai să ne tirăm acum frumușel pe aici. Ok, Anu Barosano, și ne băgăm pe aici rapid. Să vedem dacă se tiră Granny. Oricum o să mergem să facem ceva gălăgie, pentru că altfel nu avem ce să facem. O să ne cam prindă nebuna. Așa că asta nu mai pot să-l dau pe jos. Ok, ok. Bun, bine, acum cred că știe pe unde sunt și din cauza că au trecut și timpul, gen sunt în ziua a patra. Și cred că din cauza asta mă aude mai rapid sau nu știu ce naiba se întâmplă. Hai să închidem ușa asta. Ar fi trebuit să o audă ușa acum. Și noi să putem să mergem la subsol din nou. Și să punem și bujia să fie pusă. După care va trebui să mergem să căutăm și aici la primul etaj. Avem și gasolina acolo. O să o folosim mai încolo. Bun, nice. Și punem acum bujia. Bujia asta unde ne-a trebuit pusă, frate, că nu mai știu. Sincer să fiu. Unde ne-a venit bujia? Hopa, acum am o zi nebuna. Unde ne-a venit bujia? A, uite aici, gata. Am pus bujia. Și acum cred că o să vină cotorânțeana după mine. Ceea ce nu-i prea bine. Cred că ar trebui să o închid în saună. Hai să facem în felul următor. Sper să nu fie pe aici nebuna. Ne uităm rapid. Luăm gasolina. Și cu gasolina mergem și o să aruncăm gasolina aici în saună. Deschidem asta de la saună. Dropăm gasolina. Ne băgăm rapid în mașinuță. Rapidianu, rapidianu, și încercăm să o închidem în saună, să avem 2 minute liniște. Pentru că dacă nu, ne este destul de greu să ne facem treaba. Hai să vedem dacă avem ceva succes. Hai nebunatico, vine sau nu vine? Bă, se preface că nu m-au auzit, pe bune. Bă, uite-o că vine, mă. Așa, bagă-i, bagă-i, bagă-i Granny. Ăla-i, du-te, 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 dică. Bam, bam. Hai, mă. Ăla-i, ticule, bam, și i-am dat drumul la saună și hai să vedem dacă o să doarmă aici în saună. Ne uităm așa puțin la ea, sper să nu deschidă ușa, pentru că dacă o să deschidă ușa sunt mâncat, frate. Hai să vedem. Ce faci, nebunatico? Adormi și tu puțin la așa, măcar vreo 2 minute, ăla-i, ticule, deci 2 minute. Putem să ne facem de cap, ia să vedem rapid, ia nu știm că gasolina este acolo. Ne uităm pe aici, nu este absolut nimic, bun. Deci mergem direct aici la primul etaj acum. Să ne uităm rapidianu în frigider, să vedem ce găsim în frigider. Avem special key în frigider, nice. Nice, 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 deschidem ăsta, deschidem ăsta. Trebuie să ne grăbim acum, avem o bucată de shotgun acolo. Nicerino, nicerino. Avem și mâncărica pentru păiangăn, așa că cred că o să mergem la păiangăn. Avem și rotița. Ok, bun.
Mergem direct la Poyangan, frate, să vedem ce o fi ascuns acolo. Cotoranțiana. Ne ducem, punem Rapideanu, Special Q. Bun. Știm că avem și... avem și Cleșteanu acolo într-un sertăraș. Ok, bun. Sper să am timp, frate, să mă duc să iau și bucata de carne. Singura problemă este că mai avem încă o zi doar. Nice, nice, nice. Bun, acolo nu-i nimica. Ok, Anu Barosanu. Mergem direct să vedem ce este la Poyangan. Pentru că cu siguranță o ascuns ceva foarte important, Cotoranțiana. Nice, Sărino. Am ajuns deja la etaj. Hai să-i dăm bicea de fugi, Houdini, că se trezește nebuna și vine după tine. Punem aici și-a frumușel cărnița și mergem să vedem ce este la Poyangan. Dă-ne-a, Poyanganule, ce ai ascuns aici? Cheița pentru mașinuță. Nice. O să ne fie foarte benefică dacă o să reușim să fugim cu mașinuța. Dacă nu, o să fim cam rip. Ok, ok, ok. Singura problemă este acum, în acest moment, singura problemă este că o să apară cotoroanța în orice moment. Mamă, ce m-am speriat de astea. Am crezut că e Granny, sincer să fiu. Hai să ne uităm pe aici, nu este absolut nimic. Ok, acum trebuie să mergem să facem ceva gălăgie, să mai încercăm să o mai adormim încă o dată pe cotoranțeană. Facem așa puțin tel aici gălăgie. Nice, și o să mergem să încercăm să o mai adormim încă o dată. Da, s-o și trezit pentru că o aud. Trebuie să am grijă să nu iau nici trepuri. Nice, 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 bun. Dăm ăsta la o parte. Oprim sauna, deschidem ăsta. O să dropăm și asta aici. O să le avem pe amândouă. După care intrăm din nou în mașinuță și așteptăm să vină cotoranțeana încă o dată să mai încercăm să o adormim. Dacă o mai punem încă 2 minute la somnic, bă, o să fie destul de ok. Sincer, nu știu pe unde naiba ar mai putea fi Weapon Q. Dacă găseam Weapon Q, era super șmecher pentru că luam arbaleta și o puneam la somn. Hai să vedem, vine sau nu vine? Vine, 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 vine cotoroanța, ăla-i ticule. 1, 2, 3 și hăt! Închidem asta, închidem asta. După care îi dăm drumul la saună din nou și hai să vedem dacă o să adoarmă încă 2 minuțele cotoranțeana. Dar nu prea cred eu că o să se întâmple asta, cu siguranță o să spargă ușa. Noi ne încercăm norocul, hai să vedem. Hai, cotoranță, știu că poți, mai adormi și tu puțin tel. Nu sparge ușa, nebuno, nu sparge ușa. Ăla-i ticule, încă 2 minute de golăneală. Nice. Bun, și putem să ne grăbim acum și să cercetăm restul. Bun, ok, deschidem Rapideanu ăsta, deschidem ăsta. Nu-i nimic aici, frate, nu-i nimic aici. Ok, deschidem ăstea, nu-i nimic nici aici. Naiserino aici pe dreapta. Oh, avem bucata asta de motor. Bun, o să știm că e acolo acum. Acum singura problemă ar fi următoarea. Am cam căutat peste tot. Avem doar rotița asta pe care trebuie să o ducem aici la Playhouse. Hai să o ducem să fie aici. Nice, intrăm puțin tel așa. Lăsăm aici rotița. Ok, Anu Barosanu. Și hai să vedem, uite aici nu m-am uitat deloc. Să vedem, avem pepenașul. Hai să vedem ce este în pepenaș, frate. Bun, nice, Sărino. Și în pepenaș avem Playhouse Key. Nice. Deschidem ăsta, avem rotița, să o punem. Ok, Anu Barosanu. Singura problemă este că nu am găsit rotița cealaltă. Asta e destul de tristuț. Ok, hai să luăm Cleșteanu. Va trebui să mergem să luăm Cleșteanu acum. Pe rând că nu, o revenit nebuna. Nu cred că au trecut 2 minute, frate. Deci dacă au trecut 2 minute, suntem cam rip. Hai să ne uităm Rapideanu. Ne-am uitat și în ălalt, da, ne-am uitat. Ok. Bun, și hai să încercăm să mergem la etaj. Să vedem dacă avem un norocel. Mergem pe aici, pe aici. Nice, și ne uităm să vedem, nu mai știu unde era. Ok, Anu Barosa, nu înseamnă că era pe aici. Mamă, și acum vine nemernica. Da, trebuie să ne grăbim puțin tel. Pentru că cu siguranță o să vină.
O să-mi vină din spate de pe undeva. Aolo, unde a apărut nemernica, nu-mi vine să cred, frate. Mamă, cum naiba au ajuns acolo, frate, și suntem în ultima zi. Mama mia. Deci, practic, mai avem nevoie doar de cheița de la mașină ca să putem să scăpăm. Și sunt curios, ia să vedem. Mergem acum așa, rapidianu, bam, bam, bam. Trebuie să deschidem ușița asta. Să mergem aici, să încercăm să luăm de aici cleșteanul. Nice. Bun, și acum singura problemă e că cu siguranță m-au auzit pe aici. Și vine pe aici nebuna. Va trebui, hai să mai încercăm încă o dată să o închidem în saună, pentru că altfel nu prea avem nicio șansă să scăpăm. Mai încercăm încă o dată să o închidem în saună. Dacă nu ne iese, o să fie destul de rău, pentru că va trebui să o tot jucuiesc pe aici. Și văd că e destul de deșteaptă cotoranțiana. Ok, nice. Deschidem iarăși ăsta, deschidem ăsta. Ce, e închis ușa la saună? Nu cred asta. Ba nu, nu era. Ok, Anu Barosanu. Hai să luăm ăsta, îl dropăm aici. Aolo, nu l-am dropat bine deloc. Mama mia, nu știu dacă o să intre acum. Am încercat să-l dropez a doua oară, dar nu știu dacă a fost cu noroc. Hai să vedem. Dacă reușim, reușim, dacă nu suntem rip, frate. Hai să vedem, vine nemernica. Hai, cotoranțiano. Speedy Gonzales. Ce știi pe unde naiba și făcea pe acu? Ia uite-o. Ia uite-o cum vine, mă, rapidianu, mă, rapidianu. Oh, nu ne iese, nu ne iese. Trebuie să așteptăm să plece, nu prea avem ce să facem. Da, n-a fost bine deloc. Acum trebuie să așteptăm să se tire de aici. Du-te, cotoranțiano, că nu-s aici în mașină. Nu, nu, nu mă vezi, nu mă vezi. Au, și-o lăsat și trep acolo. Și se întoarce, fiți atenți că se întoarce. Mamă, trece pe lângă mine acum. Sper că nu mă poate vedea aici. Aolo. Hai, nebună, du-te, lasă-mă în pace. Du-te și lasă-mă, că mai am nevoie doar de cheiță și este și ultima zi. Lasă-mă în pace, du-te de aici. Nu vine să cred că e ultima zi. Nu! Dacă mai aveam încă vreo două zile era destul de bine, dar așa... Aolo, cât să până, cât să până. Poate reușim, poate reușim. Dacă o să luăm cleșteanul, poate... Nu știu, este acolo, poate... Weapon Kill sau cine știe, poate este chiar Car-Kill, mamă că mi se limbă prima în gură iară. Poate chiar este Car-Kill acolo sus. Ok. Ne uităm să vedem. Pare în regulă. Ne uităm așa cu coada ochiului. Bun. Luăm asta și încercăm să o dropăm pe aici, pe undeva. Nice. Ne băgăm în mașină rapid să vedem dacă vine cotoranțiana. Hai de nebuno! Ia să vedem. Se mișcă. M-o fi auzit. Pentru că s-a auzit așa mai greu puțin tele. Ia uite-o că vine. Du-te tare. Ăla-i ticule. Și încercăm acum din nou să o închidem în saună. Nu știu cât de fericit o să fie cotoranțiana. Hai să stăm cam așa, puțin tel. Să vedem, sper să nu spargă ușa doar. Pom, ne mai dăm 2 minute. Ia să vedem ce zice nebunatica. Bă, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. A, e aici încă. Aolo, nu, o să mă prind acum. M-o prins, o spart ușa de la saună, nu-mi vine să cred, frate. Și eram cât pe ce să scăpăm cu mașinuța. Mamă, și acum mă calcă cu mașinuța sau ce face? Ba nu, m-o dus la Playhouse. Nu, sunt la ghilotină. Nu, Granny, nu fa asta, te rog. Oh, mi-o tăiat căpățâna, frate, game over. Bă, nu știu ce se întâmplă cu cotoranțiana, dar parcă îi tot mai deșteaptă, frate. Asta e, cât să fână, cât să fână, m-au prins acolo la cotitură și mi-au dat direct bastârcă peste frezian. Nu prea mai aveam ce să fac pentru că, ghișce, fraților, era ultima zi și aia este. M-au pus la somnic, mi-au tăiat căpățâna grenioara. Cam ăsta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow.
îl aveți acolo, al doilea link din descriere, aveți și contul secundar, primul link din descriere, rupeți și acolo butonul de subscribe și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!